așa cum ați amintit și la începutul emisiunii. O facem asta de cel puțin de 5 ani încoace, în fiecare an spre sfârșitul anului, când încep să apară sesiunile, încep să apară locurile pentru înscriere în liceu, în facultăți. Așa cum se știe, Partida Romilor Pro-Europa, la nivel de județ, la nivel de țară, este singura formațiune reprezentativă a minorităților romilor, care se implică de fiecare dată pentru recomandări, pentru probleme sociale, pentru probleme culturale, pentru orice problemă. Partida Romilor se implică în limita posibilităților și în limita, sigur, pârghilor care le avem. Pentru că se știe că totul merge pe politic. Dacă ai oameni în administrația locală, consiliile locale, județene, municipale, se mai poate rezolva. În rest, merge pe locul de bună ziua, dacă ți l-ai lăsat. Iar în principiu se ajung aici cu aceste recomandări. Vreau să fac precizarea, să înțeleagă telespectatorii noștri. La nivel de județul Bistrița-Năsăud, Partida Romilor, așa cum se știa, a încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Județean Școlar, unde prevede și în acest protocol întâlniri lunare, trimestriale, discuții pe tema privind abandonul școlar, deplasări în comunități și așa mai departe. Și acum avem și precizat și aceste titluri de informare sau de campanie care o facem în județ. Eu îți dau recomandarea ca să avem o circulare în toate școlile din județ pentru a putea intra în școli, să putem să facem informarea aceasta și să fim bine auziți și să fim practic să informăm mai bine zis copiii noștri de etnie romă ca să știe de acele locuri care avem la nivel de județul Bistrița-Năsăud, 142 de locuri la toate liceele din județ. Am optat împreună cu doamna inspector general, ajung cu doamna Duicu, unde am avut aceste negocieri și am discutat și am intervenit ca să găsim soluții ca la liceele, unde am avut în fiecare an solicitări, să avem locuri încă în plus. Am cerut chiar la sanitar, la Andrei Mureșanu, la Liviu, la cooperație. Am cerut în zonele de unde provin romii noștri din Teaca să găsim la liceele din zonă mai multe locuri, la liceele din zona St. George Băi, Năsăud, ca să putem găsi modalitatea ca toți elevii noștri din etnie romă din județ ca să vină și să prindă un loc bun pe locurile noastre al romilor. În principiu, ceea ce spuneați la final, sigur că campania, eu cred că e binevenită, pentru că noi o să încercăm să ajungem și în comunități, mă refer aici în comunitățile mari, unde vom intra, să facem și o informare părinților de aceste locuri la licee, să facem o informare de înscrierea copiilor în clasa întâia, de a înscrie la grădiniță și sigur totodată cei care termină liceul a 12, că avem locuri și la studii superioare la Babeș-Bolyai, pe total pe țară avem 550 de locuri la studii superioare, dar predomină județul nostru Bistrița-Năsăud, unde se înscriu copiii noștri mai mult la Cluj, la Babeș-Bolyai și sigur acolo avem 60 de locuri pe diferite ramuri, drept, asistent social, jurnalistică și așa mai departe. Doritorii, vreau să fac precizare, care vreau să rămână la Bistrița, la filiala care aparține de Babeș-Bolyai, de la Cluj la Bistrița, trebuie să vină spre Partida Romilor să ne spună, să facem un demers către Cluj, să ni se aloce din locurile noastre rezervate un loc, două, sau depinde de câte cereri avem din județ. Să mai fac precizarea cu această ocazie, ca de fiecare dată în emisiunea noastră o să facem informare. Avem 35 de locuri la poliție, la jandarmerie, chiar în țară, la Academia de Poliție la București, la Cluj, la Câmpina. Sigur, doritorii, deja avem cel puțin 10 sau 15 tineri care au absolvit deja liceu și le-am dat acea recomandare, că prevede acea recomandare, să vină spre Partida Romilor. Ne găsesc, așa cum spuneam de fiecare dată, pe Decebal, blocul T2, scara C, apartament 42, unde avem secretara noastră acolo angajată, care stă de la ora 8 la ora 15 de luni până vineri și să le dăm acea recomandare gratuită, specific. Și sigur, totodată, pe o bază a unei declarații pe propria răspundere, unde declară că provin din etnia noastră a romilor.
Domnule președinte, să revenim puțin și să vedem, iată, am vorbit cu doamna profesoară, spunea de cazurile izolate, spunea de abandonul școlar, care exista nu în măsură mare. Nu știu, ați înființat dumneavoastră centrul pentru romi și vreți să înființați acel centru de scriere de proiecte. V-ați gândit împreună cu inspectoratul școlar să faceți un program care să aibă ca scop sustenabilitatea copiilor cu probleme în învățământul primar, vorbesc, pentru că, practic, dacă intră în învățământul primar și va continua până la cel liceal și mai departe, poate. Sigur, Centrul Județean pentru Romi este format și este această directivă primită de la centru, unde am primit-o la ultima întâlnire când am avut adunarea generală din ianuarie, în toate județele din țară. Partida romilor merge comasată cu un centru județean pentru romi, pentru că aici fac parte, vreau să precizez, mediatorii școlari, profesorii de limba româniei, experții din cadrul prefecturilor, experții din cadrul primăriilor și sigur am mers pe tineri care sunt absolvenți cu studii superioare și am încercat să câștigăm o echipă care vor scrie programe și proiecte. Sigur, această echipă este condusă de Marcela Lăcătuș, care este inspector pe probleme de rom din cadrul Primăriei Municipiului Bisea, care ea a mai derulat proiecte, programe și sperăm cu echipa pe care își va forma cu tineri, cu oameni, așa cum spuneam, cu studii superioare, oameni care vor participa la diferite cursuri la Cluj pentru înscriere de proiecte, programe, să deruleze programe și proiecte pentru cetățenii noștri din județ, nu numai pentru municipiul Bisea, chiar și din comunitățile noastre din județ, unde avem probleme, har Domnului, destul de știm cu toții, mai ales în perioada asta, destul de grea. Iar în principiu abandonului școlar, așa cum spunea și doamna profesoară, mai sunt comunități, mai sunt probleme în județ, dar încercăm în limita posibilităților prin campaniile noastre care le facem și cu liderii noștri să încercăm să ajungem în comunități, să-i lămurim, să-și trimite copiii la școală, să prevenim abandonul școlar, pentru că se știa că erau pe vremuri niște experți sau mediatori școlari, să spunem așa, care au derulat printr-un program, printr-un proiect, dar din nefericire n-a mai continuat și au fost buni acești mediatori școlari, dar încercăm așa cum avem cu resursele noastre, cu oamenii noștri din comunități, cu liderii noștri, cu experții din primării, să găsim modalitatea să-i îndrumăm și să încercăm să-i lămurim pe părinții copiilor să-și trimite copiii la școală, pentru că așa cum spuneam de fiecare dată, dacă ai carte, ai parte. Să investească în copii, pentru că nu vor intra în faliment dacă investesc în copii. Pentru că, așa cum spuneam, constrângeri vor apărea acum, mai ales cu legile astea noi, și eu cred că dacă vor apărea constrângerile astea, cred că ce avem abandon școlar mai puțin, cred că nu vom mai avea deloc de viitor în anii școlari care vor începe 2010-2011. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru interviul acordat și mulțumesc de altfel colegilor dumneavoastră. Stimați telespectatori, aici punem punct acestei ediții, nu înainte de a vă mulțumi pentru că stați în fiecare duminică alături de noi și ne urmăriți și până duminica viitoare când ne vom revedea din nou, te avem Bahtale Romale. Mai străine, stai în loc.